despre motivul prezenței dumnealui aici la Sighișoara și de ce a venit pentru a juriza acest frumos festival, concurs, domnul Stelian Stoica ne-a declarat următoarele. Există două legături. În primul rând, dascălul Costea Ștefan are o stimă deosebită pentru ceea ce înseamnă cântecul frumos, autentic. Și în al doilea rând, vreau să vă spun că de fapt eu sunt sighișorean. Deci eu m-am născut la Seleuș, Daneș, aici foarte aproape de Sighișoara. Deci întotdeauna eu am spus că sunt de la Sighișoara, deși destul de mulți, văzându-mă mai agitat, mai cu vorba mai rapide, m-au făcut oltean. Dar eu sunt sighișorean. Despre viitorul festivalului, dar și a celorlalte festivaluri de acest gen, domnul Stelian Stoica este încrezător că acesta se află pe mâini bune, prin implicarea oamenilor cu suflet pentru muzica populară și prin promovarea muzicii populare autentice. Ați zis foarte bine acestui gen de festival, dar chiar despre acest festival, fără să mă întrebați dumneavoastră, nu, mai înainte am afirmat că acest festival va crește foarte mult și prin interesul organizatorilor, în mod special Ștefan Costea își dorește să facă mult mai mult pentru tradiția și folclorul românesc și sunt convins că autoritățile și cei care ar putea ajuta acest festival să se ridice la un nivel național o să-i ajute și merită. Merită pentru că este și, într-adevăr, o zonă foarte frumoasă de unde se pot ridica foarte mulți interpreți și folclorul poate să demonstreze în continuare că e pe mâini bune.